Călătoriile vor fi reluate în anul 2021, însă într-un rit destul de lent față de cel alert din anii anteriori. Dacă în trecut cursele erau pline ochi, cerul era în permanență străbătut de aeronave care mergeau dintr-un capăt în altul al lumii, anul acesta lucrurile vor fi extrem de diferite, din pricina pandemiei și a restricțiilor și măsurilor impuse. Antreprenorii din turismul românesc susțin că cifrele de referință din 2019 vor putea fi atinse abia în anul 2023 sau 2024. Momentan, în continuare, multe destinații preferate de români sunt închise vizitatorilor din dorința de a ține sub control numărul de cazuri de COVID-19. Este cazul unor destinații exotice precum Mauritius, care în alți ani primea milioane de vizitatori străini atrași de plajele divine și de peisajele rupte din rai. Acum, condițiile de intrare în aceste state sunt draconice, cu săptămâni de carantină și mai multe teste, costuri suportate de vizitatori și nu de puține ori chiar și acestea se aplică unui număr redus de turiști din anumite țări unde numărul de îmbolnăviri este mic. Aceeași situație este și pentru Indonezia, Thailanda sau Filipine. Din această cauză, românii optează pentru petrecerea concediilor în stațiunile turistice din țară. Deși ne aflăm în pandemie, turiștii pare că au uitat de virus și au dat deja startul achiziționării pachetelor promoționale pentru sezonul de vară al anului 2021, beneficiind astfel de numeroase reduceri. Putem spune că cererea e destul de ridicată. Achiziționând din timp, turiștii pot beneficia de reduceri substanțiale. Acestea pot ajunge și la 40% în funcție de hotelul ales. Consider că este cel mai bine să se rezerve din timp concediu, deoarece turiștii pot beneficia de reduceri mari și în același timp au garanția că o să se găsească disponibilitate în perioada în care doresc. Pentru a oferi siguranță turiștilor, hotelierii au implementat toate măsurile de protecție și prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2. Aceștia oferă și beneficii în plus, tocmai pentru a-i face pe turiști să renunțe la nesiguranță și să profite de promoții. Turiștii sunt sceptici în vederea călătoriilor, însă hotelierii au implementat toate măsurile de protecție și vin cu oferte noi, atrăgătoare, și oferă mai multe beneficii la destinație față de ce oferau până acum. De exemplu, pentru anul viitor, la unele hoteluri turiștii beneficiază în plus de sezonuri gratuite, posibilitatea programării la restaurant pentru a servi masa, cât și de curățenie zilnică în cameră și măsuri sporite de igienă. Românii care vor merge în vara acestui an în vacanță pe litoralul românesc și rezervă sejururile până la 31 ianuarie vor beneficia de reduceri de 10-20% față de pachetele cumpărate anul trecut în aceeași perioadă.